În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Isus, mulțumindu-i și acela era samarinean din Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 17, versetele 15 la 16. Prea cu părinți și iubiți frați și surori împreună rugători. Pasajul evanghelic rânduit de către biserica noastră ca să fie citit în această zi de duminică ne vorbește despre o realitate cu care ne confruntăm fiecare în parte. Și anume, raportul dintre binefacere, recunoștință și mulțumire. În general, atunci când abordăm acest pasaj evanghelic, care ne vorbește, ne relatează minunea vindecării celor zecele leproși, găsim de cuvință să abordăm un subiect pe care îl găsim prezent cu foarte multă pregnanță în acest text. Și anume să zăbovim să. Reflectăm asupra unei virtuți, recunoștința. Eu aș vrea să mă opresc asupra unui alt aspect care nu este atât de vizibil, nu este atât de intuibil din uh, acest pasaj. Este vorba de faptul că conștientizăm uh, prea puțin sau aproape deloc. Că este un păcat să cerșim recunoștința. Domnul Hristos, în momentul în care adresează această întrebare, Samarinianului care s-a întors, după ce a constatat că este vindecat, la binefăcătorul său, mulțumindu-i, fiind recunoscător, îi pune o întrebare: Oare nu zece s-au vindecat? Unde sunt ceilalți? În această întrebare a Domnului Hristos, nu putem citi, nu putem înțelege în niciun fel că Dumnezeu omul cerșește recunoștința de la noi sau că Dumnezeu omul ar avea nevoie de recunoștința noastră, de mulțumirea noastră. Nici de cum. Acest cuvânt, această întrebare, este adresată nu celui care a făcut binele, care a săvârșit un bine, ci asupra celui care a beneficiat de acest bine. Dumnezeu nu are nevoie de recunoștința noastră. Nu se diminuează cu nimic din slava sa, din măreția sa, dacă noi oamenii ne dovedim a fi ingrați. Nerecunoscători. Dumnezeu este Cel care vrea să ne învețe pe noi, cei care ne bucurăm de binele pe care ni-l dăruiește, să deprindem această artă, această virtute a recunoștinței. Prin urmare, aspectul sau nuanța din care noi ne dăm seama că. Dumnezeu omul nu cerșește recunoștința, este că nu reproșează nimic. Cum, din păcate, noi avem tendința de a reproșa atunci când facem un bine și nu primim mulțumirea cuvenită. Tipologia celui care este îmbolnăvit de această lepră a cerșitului recunoștinței poate fi zugrăvită în următoarele cuvinte faci binele cu gândul să aștepți să răsplată și laude. În momentul în care cel căruia i ai făcut binele nu ți va mulțumi, nu va fi suficient de recunoscător, tu te vei năpusti asupra lui. Te vei supăra, te vei mânia și uh, îi vei aduce aminte că el are această datorie de a fi recunoscător. Dar uh, o vei face într-o manieră în care vei strica toată bucuria binelui pe care ai săvârșit-o. Încât nici cel care a beneficiat de dragostea ta, de atenția ta, aproape că nu mai are suficiente resurse ca să simtă atenția și mărinimia sufletului tău. Va spune în inima sa, în mintea sa, mai bine îi dau înapoi darul, mai bine îi dau înapoi tot ceea ce el mi-a făcut mie. Sau, dacă este vorba de o faptă bună pe care n-ai cum să o întorci, înapoi poate va spune persoana respectivă, mai bine nu-mi făceai acest lucru. Mai bine nu mă blagosloveai cu acest bine, decât să îmi tot reproșezi și să stai la un colț pitit, să vezi dacă îți mulțumesc, să vezi dacă îți sunt recunoscător. Nimic din această imagine, din acest portret al celui care cerșește recunoștință nu detectăm în comportamentul, în atitudinea pe care a avut-o Domnul Hristos față de Samarinean, singurul care s-a întors. Din păcate, procentul... Este unul dezamăgitor. Din cei 10, unul singur se întoarce înspre binefăcător să-i mulțumească. Caracterul unui om, să știți că se verifică, se probează cel mai bine, în funcție de cât de recunoscător este față de binefăcătorul său. Un om fără de caracter va renunța în orice moment la cel care. I-a făcut bine. La binefăcătorul său. În orice moment, în orice clipă. Când nu mai are nevoie de el. Când consideră că poate să fie independent. Îl va lepăda. Și veți vedea că dacă încercați să aplicați această lampă de control în jurul dumneavoastră, oamenii care își reneagă binefăcătorii, mai ales atunci când ei poate au cea mai mare nevoie să. Le fi aproape, să simtă dragostea ta, a celui care ai beneficiat de un bine. Sunt oameni lipsiți de caracter. Oameni care nu cunosc măsura iubirii cele adevărate, care este recunoștința perpetuă. Nu numai în momentul în care cineva îți face bine, ci întotdeauna să fii recunoscător. Prin urmare, Datoria de a fi recunoscători revine celui asupra căruia beneficiază de bine. Eu, cel care fac binele, nu-mi cere Dumnezeu să stau, să pândesc, să văd dacă cel care a beneficiat de dragostea mea, de mărinimia mea, îmi va fi recunoscător pentru că să știți că este un păcat la fel de mare ca și nerecunoștința. Îmi veți da dreptate că sunt mai mulți oameni, numeric vorbind, aș putea spune nouă la unu, care fac binele total dezinteresat. Care fac binele gândindu-se că pentru ei este un privilegiu, o șansă, că Dumnezeu a îngăduit un context, o circumstanță ca ei să fie buni. Eu am întâlnit oameni care n-așteptau niciun fel de răsplată. Absolut nimic. Ei mulțumeau doar lui Dumnezeu că au avut această șansă de a întâlni un om, de a întâlni o situație prin care să facă binele. Prin urmare, ei se considerau privilegiați ca o ocazia de a face un bine. Și nici de cum, nici de cum nu aveau în mintea lor ascuns gândul că fac un privilegiu celor pe care îi ajută și urmarea acestui privilegiu să aștepte recunoștința. Omul duhovnicesc așa gândește. Chiar dacă sunt momente în care ne întristăm, ne supărăm, oameni fiind, când cineva nu ne arată dragostea sa în urma binelui pe care l-am făcut, nu este bine și nu este deloc indicat să cerșim recunoștința. Din Evanghelia de astăzi, a vindecării celor zece leproși, nu reiese lucrul acesta. Că noi, suntem chemați să cerșim recunoștința. Răiese adevărul acesta fundamental că noi, cei care beneficiem de binele pe care ni-l face cineva, avem datoria să fim recunoscători. Iar cei care fac binele, filantropii, oamenii de bine, nici de cum nu trebuie să se antreneze în acest... Păcat despre care nu se vorbește, să știți. Și ne vorbindu-se, nu conștientizăm că este ceva care ne dăunează sufletul. Cel care are acest păcat al cerșitului recunoștinței, cel care este locuit de acest păcat, e un om foarte mândru, orgolios, care face fapte bune, îi ajută pe semenii săi pentru a-și alimenta orgoliul, mândria, nici de cum pentru a ajuta cu adevărat, cu gândul acesta de a veni în întâmpinarea nevoilor semenilor care sunt sărmani și amărâți. De fapt, el crede că tot lui își face binele de a-și hrăni egoismul, de a-și exacerba această părere de sine, de a-și exacerba trufia de care, este, de care este locuit. Și îți dai seama la acești oameni, pentru că ei nu suportă nicio clipită și te atacă cu viteza fulgerului atunci când n-ai fost recunoscător. Sunt atât de tăioși, atât de cruzi, încât stai să te gândești, este același om care a avut capacitatea, deschiderea de a face un bine cu cel pe care îl văd eu acum în fața mea, care dovedește o răutate, dovedește, scoate din sufletul lui veninul acesta al supărării și al mâniei, că cineva nu i-a mulțumit. Să reflectăm asupra acestui aspect, și dacă vom avea o atitudine duhovnicească, vom fi convinși de următorul gând: când oamenii nu ne mulțumesc, când oamenii poate ne boicotează în binele pe care îl facem, ba mai mult decât atât, ne calomniază. Și noi vom avea o atitudine de liniște, de pace, lăuntrică. Să știți că Dumnezeu va fi cel care. Ne va răsplăti într-un fel cum nici noi nu putem gândi, îmbelșugat, frumos, deplin și tocmai atunci când nu ne așteptăm. De aceea, orice faptă pentru care nu primim mulțumire, recunoștință în lumea aceasta, să știți că Dumnezeu va fi Cel care ne va mulțumi cu adevărat. Și cum o face Dumnezeu, nu o putem face noi oamenii, niciodată. Oricât de deosebit am fi. De aceea eu mă gândesc așa. Vedeți, noi suntem la liturgie. Toată slujba aceasta de un ceas și jumătate, două ore, este o slujbă prin excelență de mulțumire. În limba greacă, liturgia se numește Eucharistia, Euharistie, care înseamnă mulțumire. Pentru că noi venim aici să învățăm, să deprindem. Să fim mulțumitori, să fim recunoscători pentru toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră, prin oamenii de bine, prin cei din jurul nostru, prin uh, cei din familia noastră, prin străinul pe care poate îl întâlnim odată în viață și poate să ne facă un bine extraordinar. Să ne rugăm Domnului să ne păzească de acest păcat uh, al uh, cerșirii recunoștinței de la cei cărora le facem binele. Binele, cu adevărat, capătă valoare morală, duhovnicească și cu repercusiuni în veșnicie dacă îl facem total dezinteresat. Total dezinteresat. Fără niciun fel de alt de gând, alt gând meschin, cu atât mai puțin, dar este foarte greu, foarte greu, cu atât mai puțin să aștepți, după binele pe care le-ai făcut cuiva, să aștepți să-ți fie recunoscător. Amin.